Am văzut și vedem în continuare că mulți cetățeni care n-au nicio vină decât aceea că fac politica opoziției sunt amendați, sunt tracasați, sunt plimbați pe la instituții ale statului. Vedem zilnic cum ITM-ul, cum Garda Financiară, cum Garda de Mediu sau alte instituții ale statului sunt utilizate politic de către lideri politici. Ionel Muscalu a mai relatat că a fost informat de mai multe persoane despre presiunile politice și controlele efectuate pe linie politică. Au sunat oameni care îmi spun că și-au deschis o afacere de 3 zile, de 3 zile, și în 3 zile au primit 100 de milioane amendă de la ITM, doar pentru că n-avea ceva în regulă acolo, trecând peste acel factor care s-a întâmplat de obicei, și anume de îndrumare a respectivilor cetățeni care își mai asumă responsabilitatea să deschidă afaceri și să dea locuri de muncă în ziua de astăzi. În goana lor nebună de a raporta, pe de o parte, nefacerile actualei guvernări, pe de altă parte, pe cale ierarhică, la partid și la guvern, câte amenzi au dat, pe cine au mai terorizat, pe cine au reușit să treacă la PD, cei de la aceste instituții ale statului uită că puterea este schimbătoare.